Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Studenții de ieri. Noi ne începem săptămâna în forță alături de un invitat tare drag mie. Invitatul de astăzi a mai fost prezent în platoul nostru și atât de bine ne-am simțit în compania lui că ce-am zis să-l mai chemăm încă o dată. Alături de noi astăzi este Toma Crozăvescu și aș putea să spun că numele ți se potrivește de minune. Bine ai revenit în platoul Teleum. Cu mare drag, cu mare drag, mersi de invitație. Nu o să te prezint eu și o să-ți dau ție ocazia să-mi spui câteva cuvinte despre tine. Deci, cine este Toma? Ok, tot timpul astea sunt cele mai grele întrebări. Cred că Toma, sau mă rog, unul din lucrurile în care cred în viață e că și la noi se poate, că și în România se poate. Mi-am propus la un moment dat să fac asta, să arăt asta. Și pentru că cel mai bun mod de a reuși acest lucru e prin a arăta, am să fac lucruri și așa, mă rog, varianta scurtă ar fi că acum 3 ani am pus bazele unei agenții de marketing, Smarter se numește, și în principiu astăzi asta mi ocupă cel mai mult timp și diferitele proiecte pe care le avem în Timișoara sau în afara ei. Uite, eu sunt de principiul că prezentul este întotdeauna rezultatul unui trecut, în cazul fiecăruia dintre noi, așa că îți propun să dăm puțin timpul înapoi și să ne amintim cum a fost studenția ta. Cum erai tu ca student și de ce ai ales o anumită specializare? Da, eram foarte diferit, cel puțin în primii, nu știu, 2 ani, 2-3 ani de studenție, am fost foarte diferit față de cum sunt acum. La facultate am nimerit din noroc. Țin minte că mergeam cu un coleg de liceu, eram în clasa 12 undeva în mai, așa, chiar înainte de BAC, și mergeam să jucăm Monopoly cu alți colegi. Și îl întreb unde mergi la facultate și îmi spune la relații internaționale și studii europene. Și eram, ce bine ce sună. Tip, da, da. Și a doua zi, da, când am ajuns acasă, am căutat să văd ce înseamnă asta. Am văzut că poți să ajungi ceva specialist în integrare europeană și alte denumiri de astea mai pompoase și am zis că asta fac. Până când mi-am dat seama că e foarte greu și multă istorie, filosofie, lucruri pe care eu nu le cunoșteam, dar până la urmă am învățat să-mi placă. Și a fost destul de intensă, să spun, studenția mea. A fost și cu muncă, am făcut și voluntariat, dar a fost și multă distracție, pentru că am avut niște colegi foarte faini și foarte des ieșeam și petreceam timp împreună. Care ar fi prima amintire care îți vine în minte din perioada în care erai tu student? Păi, cred că prima, mi-amintesc că a fost un șoc așa în primele zile de cursuri, faptul că nu mai sună clopoțelul. Poate acum pare așa, dar pentru mine a fost un șoc că ora nu se mai termina când se auzea soneria, da? Și trebuia noi să știm, sau profesorii. Asta, prima amintire, asta ar fi, și pe lângă ele mai sunt altele așa. Mi-amintesc foarte mult, nu știu, pe coridor înainte de cursuri, atunci când stăteam colegi și atunci, nu știu, povesteam, gândeam așa. Cred că coridoarele facultății ne-au apropiat foarte mult, dar prima, așa, primul șoc a fost ăsta, că nu mai există sonerie. Ne-ai spus ceva mai devreme că te-ai implicat în tot felul de activități de voluntariat. Cât de mult te-au ajutat pe tine, din punctul tău de vedere, pentru o viață profesională bună? Enorm, mai ales în ziua de astăzi, și fiindcă n-am prea avut joburi. Chiar și înainte să pun bazele Smarter, s-au avut două joburi așa de vară, de 2-3 luni. Și practic multe dintre lucrurile pe care le-am învățat așa, făcând voluntariat și organizând, coordonând proiecte sau, mă rog, cărând apă, ce am mai făcut, toate. Chiar toate le-am învățat acolo, au avut un impact major asupra mea și oamenii am cunoscut și câștigat încredere de sine. Dar a fost o influență majoră, pozitivă în viața mea, implicarea în proiecte de voluntariat. Care a fost momentul în care te-ai îndreptat 100%, hai să zicem, către marketing și zona în care activezi și în prezent? Cred că au fost așa două principale momente care m-au ajutat să ajung spre marketing. Odată, cred că eram prin anul 2 și colegul meu de apartament, prieten bun din copilărie, a făcut niște clătite așa foarte, foarte bune. Era o rețetă specială, fără apă, foarte bune. Și atât de mult ne-au plăcut că ne-am spus în ziua aia, băi, noi la un moment dat trebuie clătitele astea să le ducem și la alți oameni. Să pornim o afacere cu clătitărie. Asta a fost ideea. Și după aceea îmi amintesc când asta a fi pe de-o parte. Pe de altă parte, mă apropiam de finalul studiilor licenței. Țin minte că am vrut să plec cu Erasmus în Scoția, parcă, dar s-a anulat masteratul la care voiam să merg și atunci trebuia să rămân în țară. Și pentru că dacă rămâneam tot în domeniul științelor politice, relații internaționale, se repeta mult materia, am zis, trebuie să,
trebuie să schimb domeniul. Și atunci m-am gândit, ok, ce trebuie să știi ca să pornești o afacere? Și efectiv am căutat pe Google și am văzut că tot apăreau, marketing era recomandat, că ai nevoie să știi marketing să pornești o afacere. Și cumva cam așa am luat decizia și iarăși după aceea trebuie să mă pun să învăț și marketing, dar cam așa am ajuns spre domeniul marketingului. Ești un tânăr cu foarte multă experiență și ți-o spun pentru că asta este realitatea până la urmă. Mulțumesc. Și aș vrea să ne povestești care sunt proiectele tale în prezent. Ce faci în prezent? Uh-huh. Cum menționam mai devreme, cam mare parte din timpul meu se învârte în jurul Smarters și la nivel de bază sau cum am pornit, servicii de marketing, da, agenție de marketing, ajutăm afacerile să promoveze online, să spunem. Doar că ne-am dat seama că noi am adus în România un concept numit growth hacking. Asta e folosit de cele mai de succes startup-uri din lume, de companii precum Facebook, Uber, Airbnb. Noi am încercat să-l aducem în România și am văzut în primii 2 ani și ceva că funcționează. Și chiar am avut niște rezultate foarte faine și practic atunci am zis, pentru că tot timpul nostru era limitat, hai să ajutăm alte companii mici, pentru că nu mai aveam timp să lucrăm cu toți clienții cu care am fi vrut. Hai să-i ajutăm să ajute, da? Și în momentul în care, nu știu, ajung la un anumit nivel să putem să-i preluăm noi sau alte agenții. Și practic mult din timpul nostru acum merge pe partea asta de cursuri de marketing. La asta lucrăm de câteva luni și vom mai lucra probabil încă un an. Și de asemenea, un alt lucru pe care ni l-am propus de la început a fost, nu știu, să pornim sau să investim în alte proiecte care rezolvă probleme în România. Că tot timpul ăsta e, nu știu, DC-ul meu personal, am văzut că sunt destule probleme în România și putem să ne plângem sau să facem ceva și am observat că un mod bun de a le rezolva e construind o companie. Și mai sunt vreo 2 proiecte momentan unde suntem parteneri, să le și să zic, am investit, deși mai mult prin consultanță și altfel de resurse, nu neapărat financiare, și asta iarăși acum ne ocupă destul de mult timp proiectele astea. Cât de greu sau ușor este să aduci un concept nou în România și cum a privit publicul tău ținta acest lucru la momentul respectiv? E și greu, dar nu neapărat problema e că e greu, ci că durează mult și trebuie cumva să înțelegi și să se asume asta la început. Pentru că noi chiar când am pornit și am zis direct 100% growth hacking, asta facem, ne-am dat seama că într-adevăr oamenii nu cunoșteau conceptul, nu erau curioși, dar erau obișnuiți cu un mod de a face lucrurile și era un pic frustrant pentru mine, știind că, băi, funcționează și puternic, văzând exemplele din afară. Și am încercat eu să mă zbat, după aceea mi-am dat seama că nu. Toți credem că lucrurile ar trebui să se schimbe, dar nimeni nu vrea să se schimbe ele însă. Și atunci mi-am dat seama că o să dureze mult și am început să vorbim despre acest concept. Tot am mai mers pe la evenimente, am scris pe blogul nostru, așa am încercat să arătăm cum poate orice companie să-l adapteze, să aplice conceptul și alte idei de marketing. Deci e și greu, dar provocarea cea mai mare că durează și trebuie să înțelegi să-ți asumi asta, pentru că altfel, nu știu, investești foarte multe resurse la început, după aia vezi că nu merge și se duce motivația, poate și rămâi fără resurse și s-ar putea să nu fie ok. Da. Uite, cred că o discuție foarte utilă pentru cei care ne privesc este cum a luat naștere această agenție, pentru că în prezent sunt foarte mulți tineri care și-ar înființa o afacere, dar poate le este frică, poate nu au curaj și aș vrea să știu cum ai luat tu această decizie. Până la urmă e un oarecare risc pe care ți-l asumi în orice faci, da. Și aș vrea să ne povestești un pic despre perioada asta până ai luat efectiv decizia și până ai înființat Smarters. E interesant, cred că dacă aș fi știut așa tot ce mă așteaptă și toate provocările, probabil nu aș fi început, Doamne ajută, cu, nu știu, idealismul vârstei. Practic când am pornit, nu mai știu, aveam 23-24 de ani, încă eram student. Da, și mi-amintesc că iarăși în timpul masterului, tot făcând voluntariat, am ajuns pe la tot felul de evenimente de antreprenoriat, tot am mers. Ce auzeam, că se întâmplă, hai să văd, poate pot să învăț ceva. Și cumva, fiind tot în mediul ăsta, nu a mai fost atât de mult întrebarea oare să pornesc, ci când și cum. Asta e foarte interesant. Acum mi-am dat seama că, de fapt, începusem undeva de prin chiar iarna, sfârșitul iernului, sau începutul anului 2015, Smarter s-a pornit oficial undeva prin iulie. Și chiar așa, din iarnă, deja cu Chita, am făcusem eu un website pentru că învățasem, făcusem unul pentru un ONG. Și tot mă gândeam cum pot să pornesc. Și de fapt probabil n-aș fi pornit, că aveam eu ideea, dar terminam masterul și am să-mi caut și eu un loc de muncă, da? Și descoperind conceptul ăsta de growth hacking, asta am vrut să fac, mi se părea interesant, mi se părea că funcționează.
Dar căutând în Timișoara am văzut că odată nu sunt prea multe agenții de marketing și cele care erau făceau așa un mod mai, sau locurile de muncă erau așa mai, făceai doar ceva specific și mie îmi plăcea tot pachetul. Și am zis, și l-am dat așa, în, cum ziceam, în idealismul vârstei, am zis, hey, dacă nu există, de ce să nu fac eu? Practic așa a pornit și am început să merg la oameni să cer feedback, dar uite, am ideea asta, crezi că ar merge sau cum ar trebui să pornesc, ce să fac? Și așa s-a întâmplat ca una din persoanele la care am mers să cer feedback, când am început să m-a întrebat exact ce vreau să fac, a, uite că online, că... Și, mă rog, pe scurt, ar fi că a devenit primul client, așa, am mers să cer feedback, mi-a zis, ce ai face pentru mine? Zic, păi uite, așa, zice, bine, vină peste o săptămână cu un plan mai specific. Merg cu planul, zice, bine, fă-l. Și am zis, ok. Da, și apoi a început provocarea, da. Și apoi am mai avut noroc, deja așa începusem și am avut noroc, era un proiect în Timișoara care a ajutat la pornirea de noi companii. Și mi-am gândit că n-am prea vrut să aplic, dar un profesor de la Facultatea de Economie mi-a zis, hei, aplică, poate primești finanțare și îți cumperi și tu ceva instrumente de marketing, un laptop, un ceva. Și zic, de ce nu, mă rog, și fac planul de cum se concura așa cu un plan de afaceri. Și pentru că am început să, și așa e, când ajungi la buget, am pus, nu știu, cărți, zic, hai că luăm de, nu știu, vreo 2000 de lei cărți, să avem, pus abonamente la tot felul de reviste de business, de marketing și a ieșit nu știu ce buget. Mă rog, am aplicat și am și uitat de asta, cine să finanțeze o agenție de marketing, de obicei altfel de proiecte se finanțează. Și după vreo 2-3 săptămâni, mai țin de că mă sună și, bună ziua, de la, cum se numea organizatorul, felicitări, ați primit, ați câștigat finanțarea când veniți semnând contract. Wow. Și eu ce fac acum? Da, și cumva asta m-a ajutat să iau mai repede niște colegi. Mă rog, au apărut și niște provocări că finanțarea n-a intrat când trebuia, ci vreo 2-3 luni mai târziu și luasem colegii înainte și da, am învățat așa destul de repede că lucrurile nu merg conform planului. Nici în viață și în special în antreprenoriat. Și uite cât de bine îți merge acum. Da, da, cu multă muncă. Și că asta mi se pare foarte important să-ți dezvolți cumva încrederea tine că băi, provocări, probleme n-au cum să n-apară. Și mai ales în antreprenoriat, cam ăsta e rolul tău, să le rezolvi. Și cu timpul câștigi încredere că bă, orice se întâmplă poți să rezolvi și în mare parte cam așa e, da, și cu destul de multă muncă cred că am ajuns într-un loc foarte, foarte fain astăzi. Da. Ca tânăr, ce dificultăți ai întâmpinat tu la început de drum? Cred că una cel puțin specifică mie a fost tocmai faptul că eram așa destul de tânăr și lumea nu te prea ia în serios la 23-24 de ani, mai ales să-ți dea în mână imaginea afacerii și să conteze pe tine că da, îți dă o sumă de bani și nu știu, are rezultate care să merită. Și chiar am avut asta problema că cu unii dintre oamenii care lucram, na, se uitau la fața mea câți ani ai și deja se schimba discuția. Am avut noroc cu un pic cu chelia, că păream un pic mai în vârstă, am început să mai iau și eu câte o cămașă când mergeam la întâlniri și eu știu, poate îmi dădeau deja 27-28 de ani și aveau impresia că cam mai multă experiență, deși eu experiența avusesem, că lucrurile le exersasem cumva în timpul masterului în ONG-urile în care eram și promovarea pe Facebook. Deci asta a fost o principală provocare și apoi iarăși faptul că neavând experiență de angajat, da, și de lucru poate într-o companie mai mare, eram destul de dezorganizat la început, fără procese și asta la un moment dat am resimțit așa când am început să creștem mai repede și deja simțea lipsa unei mai bune organizări a unor procese interne. Cumva, făcând voluntariat, mi-a rămas microbul ăsta în sânge de a da mai departe și cam de aceea ne și alocăm la Smarter timp în fiecare an pentru a da mai departe. Și de obicei asta o facem către studenți sau către ONG-uri, pentru că aceștia sunt fie ONG-uri, nu știu, aduc la rândul lor impact în societate sau studenții, da, sunt prezentul și viitorul. Și e o experiență foarte... foarte interesantă și e faină pentru că na, la vârsta aceea avem foarte multă energie și nu știu și entuziasm și vise și chiar dacă poate nu sunt realiste, dar la un moment nici nu contează și cu timpul așa oamenii mai în vârstă am văzut că deja cred mai puțin în lucruri mari, visează mai puțin și fain măcar foarte mult cu energie de la tineri, de la studenți și așa e win-win. Eu le mai povestesc despre cum am dat-o în bară, ei mai învață ceva, mai râd un pic și eu mâncar cu energia asta care câteva zile mă ajută iară să merg, să mai fac, să fac lucruri care, nu știu, ne ajută și pe noi la Smarter. Cum arată o zi normală din viața ta? Cu 8 lei pe zi? Da, da. Tot povesteam înainte. Numai, da, dar am făcut la un moment dat acel experiment de chiar când eram student de a trăi cu 8 lei pe zi și
m-a ajutat foarte mult odată să înțeleg faptul că unii oameni chiar trăiesc cu acea sumă, poate cu chiar cu mai puțin, dar și în ziua de azi, pentru că așa, viața de antreprenor e, nu știu, la 11 dimineața crezi că o să cucerești lumea, la ora 2 după masa crezi că dai faliment într-o lună. Deci chiar în aceeași zi poți trece și primea ambele stări și când ajungi la starea de uai, o să falimentezi, te gândești că da, ceva. Na, trec și mănânc iarăși, pot să mă descurc. Pot să mă descurc. Și zilele, variază destul de mult, mai ales că în perioada asta sunt și destul de mult pe drumuri, dar de obicei mă trezesc, nu știu, 6:30, 7, mănânc o banană, am fugit la sală să fac un pic sport. Mai e timp de sală. Trebuie să fac. Tocmai de aceea merg dimineața, înainte nu reușeam. Când încercam mai după masa, seara, interveneau lucruri. Așa, dacă primul lucru m-a ridicat din pat, am fugit, restul zilei mă descurc. Plus că îmi dă energie și mă ajută. Deci, banană, sală, apoi mă întorc, mănânc ceva. De obicei fac ceva exercițiu de respirație, așa, de hiperoxigenare a sângelui și meditație un pic, chiar așa reîncerc să introduc. Și apoi, fie dacă am de scris, scriu că sau lucrez la un nou curs, sau mă rog, fac muncă creativă, să zic vreo două ore și ceva. Sau dacă nu am asta, lucrez la proiecte, la strategii, la lucrurile, cel mai greu lucru pe care l-am de făcut în acea zi, pentru că dimineața sunt mai productiv. După ce am făcut asta, am mers la birou, asta fiind deja ora, nu știu, 11:30. De multe ori încep masa cu colegii, dar e cea mai importantă parte a zilei pentru noi. Și apoi feedback pe ce am mai făcut, lucrăm strategii și atunci fie iarăși lucrez la alte lucruri, task-uri pe care le am pentru client sau pentru noi, sau mai merg la întâlniri, de obicei după masa. Și ar mai spre seară, de multe ori e citit, încerc să îmi pun timp și pentru citit zilnic și apoi iarăși mai scriu ceva, editez, mai cuget la ce mai avem de lucru sau mai ies cu prietenii. Dar asta dacă nu-s plecat, când totul se dă peste cap și după aceea trebuie să te întorci la rutină. Ziceai scris și mi-am amintit că ai un blog. Și chiar vreau să ne povestești cum a luat naștere și acest proiect, pentru că până la urmă poate fi considerat un proiect și cam ce fel de informații se găsesc acolo, cum îți găsești tu inspirația. Cred că, nu știu, așa, prima sămânță a blogului actual a fost un altul pe care l-am pornit, cred că iarăși când eram la master, iarăși văzând, eu nefiind din Timișoara, am văzut cât de multe lucruri faine se întâmplă aici și oameni interesanți și oameni, vedeam colegii mei, cei care erau din Timișoara, nu le observau. Și am vrut să atunci pornisem un blog să arăt Timișoara prin alți ochi, în special lucrurile pozitive. Credeam că da, se scrie destul de mult, se vorbește despre ce nu merge. Și acolo am exersat un pic, să zic, scrisul și acum după ce am pornit și Smarters, iar să și nu știu, vorbind mult cu oameni sau am văzut că sunt multe întrebări care se repetă sau lucruri pe care oamenii le cred și așa se repetă și poate nu sunt neapărat corecte sau am un alt punct de vedere. Și practic blogul acesta e despre lucruri pe care nu pot să nu le spun. Da, despre, știu, lecții învățate, despre antreprenoriat, despre marketing, despre viață, să spunem așa, mă rog, că nu sunt chiar atât de profunde. Și practic chiar din acest motiv am luat naștere, pentru că simțeam nevoia să spun acele lucruri sau să vorbesc despre ele, n-aveam unde și am zis, hei, de ce nu? Chiar internetul este într-o continuă ascensiune. Majoritatea tinerilor, în mod special, sunt pe internet. Cam da. Toată ziua, cu pauze. Toată lumea, toată ziua. Nu? Și hai să vorbim despre un subiect din nou foarte întâlnit, despre cât de bine este să ne expunem sau să nu ne expunem pe rețelele de socializare și aici aș vrea să ne dai un sfat nouă tinerilor, în mod special, cu privire la informațiile pe care ar trebui poate să nu le postăm pe rețelele de socializare, fiindcă știm cam ce e bine de postat, dar nu întotdeauna știm să filtrăm ce punem acolo. Mm-hmm. Cred că ce-i corect sau nu să postezi depinde de tine și de, nu știu, cum vrei să fii perceput sau și mai important ce vrei să faci pe viitor. Într-adevăr, ar trebui să te gândești. Mie mi se pare că de aici ar trebui să pornim și asta ne ajută să ne dăm seama ce e ok și ce nu. Peste, nu știu, 20-30 de ani, dacă îmi ating obiectivele profesionale, să spunem, sau și personale. Dacă postez azi lucrul ăsta, mă va atrage jos peste ani. Și atunci îți dai seama, pentru că și eu, de exemplu, cred că e important să fim autentici și de aceea și când ies cu prieteni sau și pe la sunt lucruri, sunt cele mai amuzante cu mine pe Facebook, mai ales puse de prieteni, dar știu că așa sunt eu și sunt un om, dacă, nu știu, un potențial client, dacă nu vrea să lucreze cu cineva doar pentru că îl vede dansând sau știu ce mai fac, zic că nu-i clientul potrivit. Deci pentru mine asta e ok, dar într-adevăr, nu știu, alte lucruri mai
personale sau poate n-ar fi corect. Și cred că de acolo, pornind de la ce vrem peste 20-30 de ani, ne ajută să decidem azi ce să foarte ok să facem, dar să ținem pentru noi și ce e ok să vadă toată lumea. Da. Cred că asta combinată cu autenticitatea și să nu... Să fii cine ești, practic, comunici cine ești, nu să încerci să pari, pentru că se simte la un moment dat, vei întâlni oamenii aceia la un moment dat și fizic și dacă nu ești cum vrei să pari pe social media, se va vedea. Uite că cele 30 de minute alături de tine s-au scurs, n-ai zice, nu? Vorbesc mult, da. Nu. Aș vrea în finalul acestei emisiuni să transmiți tu un mesaj tinerilor care, din punct de vedere profesional, sunt la început de drum sau poate nu au foarte multă încredere. Deci, de la un tânăr cu experiență și un tânăr cu succes, pentru tinerii care poate vor să urmeze pașii tăi. E greu așa să dai sfaturi când, nu cunoști contextul persoanei. Unul din lucrurile care m-a influențat pe mine cel mai mult și m-a ajutat cel mai mult a fost momentul în care mi-am dat seama că nu e important ce se întâmplă, ci cum reacționăm, cum ne raportăm noi la acel lucru. Da? Și orice, cel mai bun exemplu e, dacă ne uităm la lucrurile care ne spăreau grele acum 2 ani sau provocările pe care le aveam atunci, da, acum am râde că ni s-au părut grele. Și din ce mi-am dat seama, până la vârsta asta, e că tot așa o se întâmplă. Și de-aia mi se pare important, orice se întâmplă, să-ți dai seama că poți controla modul în care reacționezi acel lucru, modul în care îl vezi și faci din ceva negativ în ceva pozitiv sau, ceva din care poți să înveți. De aceea, cel mai important lucru este să te concentrezi pe percepția ta asupra ce se întâmplă, asupra ce se întâmplă în jur. Și astfel câștigi foarte mult control și încredere, zic eu. Toma, eu îți mulțumesc din suflet pentru prezența ta aici. Cu mare drag. Sper să ne revedem cât de curând și, cum ți-am spus, în momentele în care camerele nu mergeau, să mai vii pe la Poli la meciuri, că ești ca un talisman care poartă noroc. Cu mare drag, trebuie. Așa că vii odată cu victoria pentru băieții acasă și să ne revedem cât de curând. Cu mare drag, abia aștept și eu. Dragi telespectatori, noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și de această dată. Vă invităm să ne urmăriți peste o săptămână și, bineînțeles, să dați un like pe Facebook-ul Teleuniversitatea.